După umilința salarială din ultimii ani, cadrele didactice primesc încă o lovitură din partea puterii portocalii. Guvernul a decis scăderea cifrei de școlarizare cu 100.000 de locuri în învățământul primar și gimnazial, ceea ce înseamnă că multe cadre didactice vor rămâne fără locuri de muncă. Semnalul de alarmă este tras de vicepreședintele PNL Târgoviște, Diana Diaconu, care critică hotărârea de guvern ce aprobă noile cifre de școlarizare. Hotărârea de guvern privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat începe prin a se baza pe articolele 119 alineat 1 și 222 alineat 1, care se referă exclusiv la învățământul universitar. Deci din start aceasta exclude învățământul preuniversitar, în care totuși se face referire. Sunt diferențe față de anul trecut la învățământul primar. Se scade cifra de școlarizare cu 50.000 de locuri și la gimnazial cu 50.000 de locuri la nivel național. Iar la nivel preșcolar crește cu 5.000 de locuri, la nivel licear clasa a 12, la clasa a 9-a, învățământ de zi crește cu 25.000 de locuri. La nivelul județului Dâmbovița, în fiecare an, numărul elevilor de liceu scade cu câteva sute, aceștia alegând instituții de învățământ din județele limitrofe, unde nivelul de trai este mult mai ridicat. Diferența dintre cifra de școlarizare dată de învățământul dâmbovițean și rezultatul admiterii, diferența respectivă constă în 500 de elevi care au plecat din Dâmbovița în județele limitrofe. Mai vreau să trag un semnal de alarmă. Faptul că în hotărârea de guvern crește numărul de locuri la liceu, la clasa a 9-a, dar noi știm de anul trecut că elevii pleacă foarte mult din Dâmbovița în alte județe și din cauza aceasta sunt licee din județul Dâmbovița care nu și-au făcut numărul de clase și în urma acestui lucru au rămas foarte multe cadre didactice fără loc de muncă. Aceste decizii se pot lua și în așa fel încât să nu aibă repercursiuni asupra elevilor și asupra cadrelor didactice, pentru o analiză mai clară și mai detaliată asupra situației din Dâmbovița.